mai privată. Și eu aș vrea să lămuresc niște lucruri tot la programul acela. Aș vrea, din partea de viitor, dacă se poate să trecem și partenerii cei implicați, dacă organizează doar primăria sau dacă organizează un compartiment, o direcție din cadrul primăriei, să specificăm lucrul ăsta și, eventual, dacă avem parteneri de ONG-uri, asociații, alte instituții, să trecem și aceste instituții acolo, ca să știm despre ce este vorba. Am întrebat și noi în comisii și am aflat, de adevărat, cu ocazia asta, dar dacă n-am fi întrebat, n-am fi aflat cine sunt partenerii primăriei în activitățile respective. Și domnul director Mițuc mi-a spus la un moment dat, spre exemplu, o activitate foarte interesantă, foarte frumoasă, Dragobete versus Andrei sau ceva de genul acesta. Este o activitate care înțeleg că aparține primăriei, dar că exista și niște organizații partenere. Nu mai știu care erau domnului, că nu le mai rețin exact, dar puteți să ne spun. Da, era propunerile, se propune din luna decembrie, deci un program propus de la sfârșitul în trecut. Eram obligat să trec în programul activităților de sănătate și medicată. De fapt, toate manifestările sunt propuse de ONG-ul, de instituție de cultură pe noi. Și trebuia să trec. El, această manifestare de 24, dedicată de la Dragobete, este o tradiție și asociația... El este... N-am auzit, mai mult a fost. Deci, această activitate de tradiție așa, este organizată în colaborare artă, cultură și tradiție și asociația cu mediul interpretat. Am răspuns la întrebare. Da, da. Bineînțeles, mulțumim pentru datele pe care le-am dat. Noi l-am avut, e adevărat, o discuție la Comisia de Educație cu una dintre reprezentantele acestor două organizații, cu doamna Miora Timov. Și au fost niște întrebări pe care noi le-am formulat, înainte de a răspuns, foarte transparent, de altfel. Și la o anumită întrebare a spus că această asociație are sediul social în locuința doamnei profesoare Borș. Este adevărat lucrul ăsta? Nu. Și dacă e adevărat. Știți, vreți să vă dau un răspuns de... Nu, răspundeți-le domnul primar, nu eu v-am întrebat. Nu, domnul. Întrebarea mea. Nu v-am întrebat. Uitați-vă la mine și nu mai faceți pe șmecher un consiliu local. Nu sunt șmecher, vreau să te șmecher, că vă spuneți cu astea, vă aveți fondații și Dumnezeu la fericire și veniți cu prostii de astea. Domnul meu, ascult aici. Dacă este în colaborare, este un protocol votat domnul Mițuc la proiectul ăsta aici, nu? Atunci cum e colaborare? Nu, sunt propuneri făcute la sfârșitul anului trecut, pentru programul lunii. Explicați. Da. Dar, de fapt, așa nu înseamnă să avem acord de partea sau protocol cu asociații sau mai înghepe în acest program. Sunt propuneri întâlnite. Ce constă? Făcute. Păi și o propunere care ține de o sărbătoare de un eveniment local. În concret. Și o propunere. Păi și-o făcut o propunere. Ce constă? Ce fac oamenii? Ce fac X? Ei, o dezbatere pe tema Dragobete, sărbătoarea versus Marea Tanzeta, așa. Așa. Și acolo, după o invitație, pe o dezbatere pe această temă. Deci, tema tradiției. Păi, nu, stați așa, explicați aici. Și unde ar fi dezbaterea? Dezbaterea am propus să o facem fie la bibliotecă, fie da, la bibliotecă, pe ceva nimeni. Așa, am văzut. Ce fac oamenii care vreau vorbesc? Vorbesc despre la copete, fac... Ca să înțeleagă și domnul Moatea, poate nu înțelege. Dar poate înțelege. Ce fac oamenii care vin acolo? Să înțeleg și dezbate despre la copete, despre acest să se dăbăie al unilor. Au alte contribuții? Nu, altă contribuție nu, și la ce vă referiți? Păi nu, dar primăria are probleme. Nu, discutăm. Păi, dar e în programul nostru, domnule. Dacă domnul profesor participă la dezbaterea asta, înseamnă că e ceva, dumneavoastră, dacă veniți la dezbatere sau nu știu. E entitate, e ceva? Nu, și noi am pus, mă rog, bugetele de program care le punem acolo, prin ideea că
vine un invitat, dacă invităm la centru de aglomare, nu se poate contează un transport, că eu știu, de bun simț, dacă vin la dimineața și pleacă după amiază, îi poți oferi o diurnă. Să vedeți, să vedeți, să vedeți.